Din păcate, în unele cazuri nu se testează suficient și oamenii se îmbată cu apă rece că, vezi, Doamne, nu au atins încă acele procente care impun măsuri clare în acest sens. În alte locuri avem persoane care mai și manipulează cifrele și, uite așa, ajungem în această situație. Unor edili ai noștri e clar că le este frică să ia măsuri care pot să fie nepopulare și care pot să ducă la pierdere de voturi. Vedeți că și presiunea asta a alegerilor din 6 decembrie schimbă sau îi obligă pe cei care conduc comunitățile noastre să gândească altfel. În loc să se gândească la viața și la sănătatea oamenilor, se gândesc la numărul de voturi pe care îl vor primi în campanie partidele pe care le reprezintă. Și atunci, vedeți, noastră, când judeci prin prisma voturilor, în loc să judeci gândindu-te la oameni, așa cum ar trebui să facă orice politician și reprezentant al statului, asta se întâmplă. Ne expun viețile, ne expun pe noi la abuzuri de topelu și, uite, așa ajungem în stadiul ăsta și în scenariul roșu în toată țara. Elena Cristi.